tu copilărie, verde-mpărăție. Nu te voi uita câte zile voi avea, lume dragă, cu părinți frumoși, cu bunici sfătoși, cu surori și frați într-un suflet adunați. Mă gândesc la ei, la cei dragi ai mei, și văd în oglinda ta de dor tu copilărie. Rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Inimă frumoasă, 7 ani de acasă, sunt averea mea și sunt om bogat cu ea. Lume dragă, jocuri de copii, mii de bucurii, tainice visări, poate parcă au fost mai ieri. Ce frumoasă ești, iarna cu povești, toamna cu parfumul merelor. Tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Astăzi, Doamne Sfinte, sunt și eu părinte. La copii te rog, dă-le, Doamne, mult noroc. Lume dragă, dă-le suflet blând și lumină în gând, cuvânt înțelept și o viață trăită drept. Știe inima, știe numai ea, anii nu se-ntorc din drumul lor. Tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Inimă frumoasă, 7 ani de acasă, mulțumesc cu drag părinților. Tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Dragi telespectatori, începem o nouă emisiune aici, la Chișinău, în Republica Moldova. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că de fiecare dată venim cu multă dragoste, cu multă plăcere, pentru că pe parcursul anilor ne-am făcut prieteni buni, pentru că aici, într-adevăr, găsim, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere uman, oameni care ne primesc cu brațele deschise, dar mai mult decât atât, ne încântă cu muzica, cu sufletul, cu tot ceea ce pornește din punct de vedere artistic, din personalitatea lor.
Și n-am spus aceste lucruri în mod gratuit, ci le spun cu toată sinceritatea, pentru că o să vedeți, voi face o legătură foarte puternică, de fapt, între două generații de artiști crescuți, să spunem, din punct de vedere profesional, în aceeași casă, în aceeași familie. Este vorba de familia Ciobanu. De, pentru început o să încep cu Mihăiță și mai târziu o să vedeți, dragi telespectatori, pentru că surprizele aici la Chișinău merg una după alta. Mihăiță, bine ai venit la emisiunea Ora Veseliei. Bine v-am găsit. Dragul meu, eu știu că tu ești un tip cu un caracter așa mai, să spunem, modestia profesională te caracterizează. Discutam de multe ori despre tine, tu nu știi acest lucru, ți-am urmărit cariera întreagă. Din păcate sau din fericire, tu trăiești în Canada, este adevărat? Spune-ne câteva cuvinte, cum te-ai acomodat și cum ai dus muzica de aici, din Republica Moldova, în Canada și dacă acolo este o comunitate de români puternică. Păi, dragostea de folclor rămâne în inima mea, nu contează unde m-aș afla, în Canada sau în alt colț al lumii. Mă stărui să duc această iubire față de muzică populară și copiilor mei și asta e un lucru foarte important pentru neamul nostru, aș spune. Deci vorbim de a treia generație, fără discuție, maestru Mihai Ciobanu, chiar mi-aduc aminte, nu de mult, probabil acum un an de zile sau dacă mă înșel, 2 ani, lansa o melodie, Am și eu un nepoțel. O melodie pe care, sincer să spun, pentru că și soția mea prezintă muzică cu diverse ocazii, chiar și la petreceri, mai ales la botezul merge foarte bine melodia cu tăticul tău, cu părintele tău iubit, Am și eu un nepoțel. Iată, am început, spuneam eu, de două generații, de fapt acum e a treia generație, înseamnă că și cel mic vrei să-l duci tot către muzică, nu? Sigur, fetița deja, noi interesează păpușile, un microfon, un cablu, deja îl apucă în mână, începe să gângăie o melodie, chiar dacă, mă rog, la vârsta e micuță. Da. Știu că în fiecare an, de fiecare dată, odată vii tu în, acasă la Chișinău, în alt an vine tăticul tău, maestru Mihai Ciobanu. De fiecare dată am înțeles că românii de acolo organizează spectacole chiar cu ocazia venirii în Canada a maestrului Mihai Ciobanu. În acest an cum a fost? Ai venit tu în țară, să înțeleg, și la anul? Anul acesta am venit eu la emisiunea noastră, domnule. Am prezentat deja la camera de lua vederi albumul Mihai și Mihăiță Ciobanu, un album intitulat mai mult decât sugestiv, O vioară, un cântec, un dor. Eu aș spune aici, de fapt, sunt două viori, sunt două cântece, sunt două doruri, sau putem spune că sunt foarte, foarte multe din aceste elemente, pentru că împreună cu tăticul tău, pot să spun așa, faceți o familie și împreună cu mămica, cu părinții tăi, până la urmă sunteți o familie de profesioniști. Mai mult decât atât, foarte mulți artiști pe care noi am întâlnit aici în Chișinău mi-au spus, domnul Ungureanu, noi am fost sub o formă sau o alta îndrumați de familia Ciobanu. Familia Ciobanu care a insuflat un curent artistic, ai putem spune chiar un fenomen în ceea ce privește folclorul autentic și mi-aduc aminte că întotdeauna, cu mare drag, chiar și în vremurile mai grele, eu fiind pentru început realizator la radio, prezentam în emisiunile de folclor pe maestru Mihai Ciobanu, iar când am cântat la restaurant și cu asta închei, cântam melodiile maestrului Ciobanu, cu care am câștigat foarte mulți bani, pot să spun așa. Dragul meu, despre tine este vorba pentru început. O să ne cânți niște melodii. Te rog să-mi dai câteva detalii despre piesele pe care le dedici telespectatorilor televiziunii favorit. O să fie 3 piese, una dintre ele, Sârba de concert, Jocul voinicilor, o bătută, și O horă rară. Și O horă rară. Iată, avem, sperăm și cred cu toată tăria că avem un moment cu totul și cu totul special, pentru că Mihăiță a venit special din Canada pentru a participa în acest an la emisiunea Ora Veseliei aici la Chișinău, în Republica Moldova. Rămâneți împreună cu noi, cântă pentru noi Mihăiță Ciobanu!
Aplauze, aplauze, rămâne echipa aici lângă noi. Dragul meu, să trec din nou pe extrema dreaptă aici. Două întrebări și după aceea te las să pleci în Canada. Sunt extrem de interesat pentru că eu știu că tu cânți într-o orchestră simfonică. Cum se împacă muzica populară? Care sunt reflexele între genul clasic și cel al folclorului? Uneori ai tendința asta de a izbucni din punct de vedere instrumental dintr-o zonă în alta? Mare dificultate nu este, măcar că muzica clasică e, muzica populară e bazată într-un fel pe poziția, are foarte, foarte multe linii comune. În ce ține sunetul, poziția, tehnica, foarte mult dezvoltă chestia asta. Deci atât te-ai adaptat ușor, mai ales că având studii superioare de muzică, nu se mai pune problema. O a doua chestiune și cu această ocazie vreau să anunți telespectatorii noștri ai televiziunii Favorit cu ce orchestră ai făcut aceste înregistrări, pentru că sună foarte, foarte bine. Chiar îmi sună cunoscut că... sau am o bănuială așa, dar aș vrea să audă de la tine, telespectatorii. Deci, foarte mare mulțumesc fraților Advahov și orchestra care, cu ajutorul lor, am făcut acest CD acum câțiva ani. Da, înseamnă că nu m-am înșelat, pentru că mi-aduc aminte, prima oară în România, orchestra fraților Vitalie și cu fratele lui Vasile Advahov au fost la emisiunea Ora Veseliei. Îți mulțumim pentru această manifestare, pentru această prestație extraordinară și dacă mai ai un mesaj pentru telespectatorii de această dată din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc să aveți cât mai mult telespectatori fideli și vă mulțumesc încă o dată. Multă sănătate și mult succes pentru întreaga activitate. Dragi telespectatori, spuneam eu că surprizele se țin în lanț pentru că a fost Mihăiță de data aceasta. O să vedeți, surpriza noastră este și maestru Mihai Ciobanu, pe care în aplauzele dumneavoastră îl invităm în platou. Maestre, bine, bine ați venit. Sunt încântat din toată inima că sunteți împreună cu noi. Eu întotdeauna am spus așa că emisiunea noastră câștigă, întotdeauna câștigă teren. Mi-aduc aminte, spuneam eu lui Mihăiță mai devreme, că orchestra fraților Vitalie și Vasile Advahov au fost prima oară în emisiunea noastră și onoarea a fost în primul rând din partea noastră pentru că ați venit împreună cu încă o artistă deosebită, cu doamna Zinaida Julia, pe care noi o salutăm cu mult drag, și dumneavoastră ați prezentat la vremea aceea melodii în primă audiție. Ce vreau să spun, pentru că eu vreau să sintetizez foarte multe lucruri, mi-aș dori cu dumneavoastră să fac mai multe emisiuni, dar o să sintetizez, o să arăt la camera de lua vederi un nou album pe care dumneavoastră l-ați realizat împreună și dați-ne detalii în timp ce colegul meu ia imagini despre ce album e vorba. Se vede că cu vârsta este cel mai proaspăt. Vin niște gânduri, nu știu cât îți de potrivite. Mi-am dorit de vreo 10 ani să fac un CD cu o fanfară. Și mi-a reușit acum anul ăsta. Și sunt foarte împlinit sufletește că acest album l-am făcut împreună cu fanfara Poliției de Frontieră, condusă de Andrei Florea, și include 17 cântece, nu numai populare, valsuri, tangouri, și sper să placă celor care iubesc muzica de fanfară. Eu zic că este o idee extraordinară, pentru că vreau să vă spun acest CD și vă mulțumesc că l-ați oferit echipei noastre cadou. Întregește, de fapt, și colecția mea personală, pentru că eu am așa zisele plăci cu dumneavoastră. Plăci de vinil. Plăci de vinil, alea pe care le puneam la pick-up. După aceea am casete cu dumneavoastră, am trecut după aia la CD-uri. Și iată, am și cel mai proaspăt CD despre care vom discuta și în emisiune viitoare, pentru că melodiile dumneavoastră am înțeles că nu sunt de aici astăzi. Deci melodiile astea vor fi în viitor, în alte emisiuni ale noastre. De această dată, ce melodii ne veți cânta? Voi cânta un cântec de dragoste, i-auzi lumea ce vorbește,
Un cântec mai de glumă din mai recent, așa, din repertoriul meu, Frunză verde, lemn cioplit, o denumire foarte așa. Și alt cântec, Hai mândru cu mine în lume, pentru că aș vrea să fie emisiunea noastră de data asta mai veselă, mai cu foc, pentru că țin mult la această televiziune și mă bucur de invitat. Vreau să vă rog, pentru că a fost fiul dumneavoastră Mihăiță aici și pentru că am ocazia să vă întreb, sigur, dacă uneori vi se pare totuși că distanța asta este cam mare până în Canada, cred că eu n-am fost, sincer să spun, n-am ajuns chiar până acolo, dar cred că e o distanță destul de mare. Cum se minimalizează de această dată distanța între dumneavoastră, tată și fiu? Un răspuns pot să dau eu anticipat așa. Acel CD pe care l-am prezentat este, cred, prima și cea mai importantă legătură, pentru că ați fost împreună pe acel CD, împreună cu frații Advahov, dar acum vă las și pe dumneavoastră să ne dați câteva detalii. E distanța asta, mă, vă apucă uneori dorul, discutați în familie sau... Domnul Eugen, vreau să spun că distanța acum este scurtă de tot, pentru că Skype-urile astea, tehnica asta care este acum, ți-i doar dai drumul la peșă. Și ai rezolvat imediat. Dar sigur că discuția așa, mai mângâierea pe umăr și alte lucruri... Nu le poate înlocui tehnologia, sunt absolut convins. Și noi ne-am înțeles de la bun început. Ei pleacă, că se vorbim odată că dragostea și foamea duce omul la capul pământului. Așa s-a întâmplat și sunt fericit pentru că am onoră deosebită, am acum niște nepoțele. Acum aveți nepoții, un nepot. Așa? Așteptăm și un nepoțel, dar Doamne, să poți îndrept. El mă salvează, Mihăiță, că până acum spuneam că am și eu un nepoțel, dar de fapt avem două nepoțele. Așa, acum el îmi salvează problema și o să am și un nepoțel. Maestre, dacă mai e ceva de spus pentru telespectatorii noștri, dacă doriți un mesaj pentru... Am plăcerea de a cânta. De a cânta. Dragi prieteni, ca întotdeauna, prietenul meu, și pot să vă spun că suntem prieteni de familie cu familia Ciobanu, ne leagă, eu zic, o colaborare de câțiva ani bun de acum, cu mare drag, întotdeauna, să știți, în emisiunea noastră veți fi în fața telespectatorilor, rămâne pentru totdeauna acest loc, să spunem, cu gaj de la ora veseliei, ora bunei dispoziției. Vorbesc cu cuvinte, cu emoție în glas, cu emoție în suflet, dar, într-adevăr, dragi prieteni, rămâneți împreună, pentru că urmează trei melodii nemuritoare, împreună cu maestrul Mihai Ciobanu. Te auzi și mult îi vezi, pe toate să nu le crezi, mă. Dar auzi lumea ce vorbește, că dragoste nu mai este. Dragostea-i cu foc, dacă ai noroc, dacă-ți cântă inima, cânti și tu cu ea. Omul-i fericit când este iubit, omul-i ca pasărea-n zbor, dacă are dor. S-or opri apele toate, dar dragostea nu se poate. Apa se oprește în drum, dar dragostea nici de cum, mă. Dragostea-i cu foc, dacă ai noroc, dacă-ți cântă inima, cânt și tu cu ea. Omul-i fericit când este iubit, omul-i ca pasărea-n zbor, dacă are dor. Apa o oprești cu mâna, dragostea-i de când-i lumea.
apa o oprești cu piatră, dar dragostea niciodată. Dragostea-i cu foc, dacă ai noroc, dacă-ți cântă inima când și tu cu ea. Omul-i fericit când este iubit, omul-i ca pasărea-n zbor dacă are dor. În zadar lumea vorbește că dragoste nu mai este. Dragostea cu odinenare, ea vine la fiecare. Dragostea-i cu foc, dacă ai noroc, dacă-ți cântă inima când și tu cu ea. Omul-i fericit când este iubit, omul-i ca pasărea-n zbor dacă are dor. Plit, nu știu cine m-a vrăjit, nu știu ce-o avut cu mine, știu că mi-a făcut-o bine. Paii verdile-mi și-o plit, nu știu cine m-a vrăjit, nu știu ce-o avut cu mine, știu că mi-a făcut-o bine. În loc să mă facă să mor, cât pii și să mă însor, of, 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 și văleleu, eu parcă n-aș mai fi eu. Astăvară îmi părea bine că aveam mândra lângă mine, dar am ui fric și ceață, nu-i mai țin mândruța-n brață. Astăvară îmi părea bine că aveam mândra lângă mine, dar am ui fric și ceață, nu-i mai țin mândruța-n brață. Toată noaptea-i bat la poartă, mândra se priva și moartă, nici n-aude, nici nu vede, nici că sufăr nu mă crede. Am umblat după iubire și n-am cămașă pe mine. Am umblat după mândruță și-am ajuns să fiu disculță. Am umblat după iubire și n-am cămașă pe mine. Am umblat după mândruță și-am ajuns să fiu disculță. Zău mi-e frică din surat și nu vreau belea pe cap. Numai dragostea de-a seară mi-o zis, bade, ești în soare. Hai pui că sunt timireasă, să dorm liniștit pe acasă. Mă gândesc că n-ar fi rău de-am pus să mă însor și eu. Nu-i spune nici tatălui, că-ți-a nebiciușca-n cui, ia-ți hainini de pe pat și haini cu mine în sat, că-i zâge sărbătoare și se joacă hora mare. Ia-ți hainini de pe pat și haini cu mine în sat, că-i zâge sărbătoare și se joacă hora mare. Haiu și ia-niu, hai cu toate, hai avu! Hey, hey, da jo
șocul nostru e învârtit, dar șocul e puțin de iubit, asta e jocul din turnat, dar șocul e ca de sărutat, așa m-a învățat tata, cum se joacă gine fata, o țăgine din mijloc și o mieți înseamnă joc, așa m-a învățat tata, cum se joacă gine fata. Ei, o țăghine din mijloc și o înveți înseamnă joc. Hai, iu și iar iu, bate talpa, hai, amu! Hei, hei, ai pentru-un joc vrea un țărut, dar pentru două vrea mai mult, da, păi cai ca mușinoasă, dar cum o dai așa să lasă, hai ușor, 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 că joci cu găinișor, pe genunchi în călcăi, cum le place la flăcăi. Hai ușor, 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 că joci cu găinișor, hai pe genunchi în călcăi, cum le place la flăcăi. Hai eu și iar eu, hai cu banea, hai amu! Hei, hei, ai zis cricare din dioară, dar mână când s-o face sară, că dacă s-o întunica, dar eu mă-i duc și cu mândra, pe cărare la izvor, să mai potonim din dor, zi mai tare, lăutare, că-i frumoasă hora mare. Întrați oameni buni la joc, păi joc cu babu și noroc, dintr-o vorbă, dintr-o șagă, orchestra Eugen Duminică, observați că îl cheamă Eugen Cașmen, mai lipsește prenumele și pot fi și eu dirijor de orchestră. Nicio problemă, noi mai glumim aici la emisiunea Ora Veseliei. Eugene, o să te rog să-mi spui câteva cuvinte despre minunații și acești deosebiți tineri care cântă împreună cu tine, un scurt istoric al acestei orchestre. De fapt, această orchestră este fondată aproximativ 2 ani în urmă. Instrumentiștii sunt din liceul Ciprian Porumbescu, foști absolvenți ai colegiului Ștefan Neaga, al Academiei de Muzică Gavril Muzicescu. Sunt tineri apți de muncă și le mulțumesc mult că mă susțin în tot ce fac. Pe viitor, deja până la momentul actual, avem deja un album ilustrat, urmează următorul. Avem ceva surprize pe viitor. Aplauze pentru tizul meu, Eugen Duminică, cel care conduce această orchestră. Vreau să vă spun încă o dată, subliniez faptul că întotdeauna am fost încântat să am în emisiunea mea oameni cu pregătire muzicală, așa cum sunteți voi, și vă felicit. Și încă o dată să știți că apreciez întotdeauna orchestrele care au o continuitate. Cu permisiunea dumneavoastră, eu zic să începem programul muzical, pentru că tu ai două melodii instrumentale pe care le vei prezenta cu colegii tăi. Cum sunt? Sârbe, ore de concert sau ce? Despre ce e vorba? Este o suită pentru acordeon, o sârbă și o brează, pe care mai urmează o piesă chiar prelucrată de mine, se numește Mândrășteanca, orchestrală. Foarte frumos. Eu zic că să dăm drumul la treabă, nu? Dragi telespectatori, este o emisiune cu totul și cu totul specială, cu profesioniști adevărați din Chișinău, Republica Moldova, aici la Ora Veseliei, orchestra Eugen Duminică. Aplauze, să înceapă spectacolul!
dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați urmărit emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Vă aștept din nou cu mari surprize săptămâna viitoare. La revedere! Frunzulețe m-a tostat, a sarbit înserat. Mi-a venit bărbatul biat și nu știu ce să mă fac. Frunzulețe m-a tostat, a sarbit înserat. Mi-a venit bărbatul biat și nu știu ce să mă fac. Dacă vine și de sară, am să-l scot pe ușa afară. Lasă doarmă singur el până n-o mai bea de fel. Vine și de sară.